Dar nu te-ai speriat? În sensul că libertatea pe care o aveai acolo... A fost un șoc, într-adevăr. A fost un șoc. Un an de zile mi-a luat să mă adaptez. Aveam și un pic de accent, așa moldovenesc. Râdeau copiii? Era bullying. Râdeau. Băi, râdeau. Dar nu știam de cuvântul bullying, așa că nu exista bullying. Da, corect. Bun, deci suntem în 90, când încep, să zicem, serios antrenamentele, nu? În vara lui 90. Da. Și? Și din 90 până în 98 am rămas la Steaua. Acolo am făcut junioratul. Era greu? O făceai, adică o făceai din plăcere, dar trebuia să duci și școala, trebuia să... Nu? Bă, nu era greu. Școala era lângă casă, la 50 de metri, cred. Păi știu, dar oboseala? Nu simți oboseala până la anumite vreme. Nu simți oboseala. Ai putea să alergi oricât. Copiii, până când ajung la perioada aceea de creștere propriu-zisă, pot să alerge oricât. Oricât, da. Și era aproape, mă urcam în 41. Am copilărit în drumul taberii. Urcam în 41, mă duceam la antrenament. Deci tu nici nu prea aveai altă opțiune. Unde să te fi dus din drumul taberii? Ba da, aveam opțiunea Dinamo, că tata a fost dinamovist. Da? A înrăit. Da. Ia uite, a doua, după box, a doua. Deci tatăl lui George Ogăraru, dinamovist înrăit. Da, dar am reușit să-l schimb. Da, spre final. Și când am debutat eu, era primul care își lua bilet de avion când plecam în deplasări cu Steaua. Da? Da. Nu mai putea să mai zică. Nu mai. Dar ținea și cu Dinamo. Dar și mama m-a dus la selecție la Steaua când el era plecat la țară. Și când a venit și a zis, stai bine cu George, a luat la Steaua. Unde? La Steaua. Unde? Da. Ce, n-am mai avut, ce să mai avut. Frumoși anii ăia, 90-98. Foarte frumoși. Foarte frumos. Bine, erai în templu fotbalului, erai acolo aproape. Da, a fost o experiență extraordinară. E perioada aia cu 6 ani, nu? Sau cât a luat Steaua, a luat 6 la rând campionatele. Da, am fost copil de minge acolo. Da? Eram, visam cu ochii deschiși. Dar nu credeam niciodată că o să debutez într-o echipă cu Lăcătuși, de exemplu. Care tocmai se întorsese de la... Cum îi vedeai acolo? Că tu erai un copil la 11-12 ani, nu? Îi vedeam... dar ei nu ne vedeau pe noi. Correct. În sensul ăsta. Ei erau prea departe, prea sus. Dai seama că aspiram, stăteam acolo lângă gard și orice gest pe care îl făceau. Nu te-ai gândit niciodată, măi, eu să ajung să schimb față cu Lăcătuși? Nu, niciodată. Era domnul Lăcătuși, că nu verbiteai așa. Ulterior, dai seama, mi-a devenit și naș de cununie și naș al copiilor. A fost ceva extraordinar. Să-l cunosc și altfel decât jucătorul Lăcătuși. Incredibil. Pentru că jucătorul Lăcătuși era fiera. Da, chiar era fiera. Eu v-am prins odată la un forban prin 99, cred. Da. Când, după ce băgați ture, veneați la Ligianul, la Cazanul, la Mare, cu ceai. Da. Știi? Da. Nu mai poți să mai faci așa ceva. Adică mai poți să mai iei, să mai duci jucătorii niciodată. Nu mai... E greu pentru că nu ai un teren foarte bine pus la punct, dar se lucrează la asta și e greu cu meciurile amicale, pentru că e clar că ai nevoie de meciuri. Însă forbanul rămâne o experiență extraordinară și l-au refăcut, au investit foarte mult în el. Mai jucătorii ăștia în ziua de azi să-i ții acolo 2 săptămâni doar cu ursul? Nu prea mai merge. E greu. Uite, 99, adică trecuseră destui ani după Revoluție. Și încă se mai mergea acolo. Și era greu cu semnalul, nu prea aveam televizor în cameră. Asta era problema, da, n-aveai semnal în cameră. N-aveai semnal, n-aveai nimic. Problema cu Zubelie Dumitrescu nu stătea la masă cu voi, stătea singur la o masă, că a zis că el își taie mărul și și-l curăță frumos și că ceilalți îl mănâncă așa. Și a zis, nu pot să stau, domne, cu ăștia care mănâncă așa mărul. Și el tăia mărul, îl curăța. Tot, după care îl tăiam 4 și mânca 4 sferturi de măr. Nu mânca așa. Știi, adică era... Tu ai văzut ceva ce n-am văzut, na. Da, era din alte. Dar Ilie, într-adevăr, era un personaj. El a băgat apa plată. El a venit să vă bage apa plată, că știu că se bea apă minerală atunci. Și ne-a povestit, nu știu, parcă Pitul sau cineva, ce faceți, mă, beți apă minerală? Da. Ce să vă și beți apă plată? Și cu cașcavalul Pane v-a povestit mie Pitul și cu cașcavalul Pane. Nu. Ce e asta, mă, cașcaval Pane? Băi, Pele al Polonicului. Da, Pele, știu, pe Pele, cum? Pe Fălan sau cine? Fălan era da, Pele da, Polonicului, da? Da, ce e asta înainte de meci, cașcaval Pane cu ceapă? Nu se poate așa. Paste, tată, paste. Și? Da. Intrau, ce să fac? El mânca paste. Și voi continuați cu... După care am mâncat și noi paste, am lăsat cașcavalul Pane. Ce bun. Dar era o plăcere să stai lângă Ilie, era o plăcere. Bine, și azi a rămas cam la fel. Și fotbalist. Da, și într-adevăr. Fotbalist. Și într-adevăr, fotbalist. Într-adevăr. Am fost și colegi de cameră într-un cantonament. Da? Da. Mai ții minte debutul?
Steaua, primul meci? Da, e da, un, da, pe la Satu Mare. La Satu Mare, da. Am câștigat în acel meci, am jucat fundaș stânga. Și a fost ceva de vis. Gândește că era antrenor Neimi. Și cum ți-a spus? George, o să fii titular mâine? Adică știai sau... N-am fost titular, am intrat ca și rezervă. Da. Și cum, George, treci pe teren, nu? Da. Tremura picioarele? Mai ții minte? Bă, nu tremura. N-au tremurat picioarele pentru că înainte de acea experiență cu debutul am avut un cantonament în Franța unde am și jucat. Și am jucat titular mai multe meciuri. Am jucat titular cu, ții minte, Olympique Marseille. Era Ravanelli atunci și la Silver Olympique Marseille. Fox, cum era el așa, argintiu. Dugarry. Avea o echipă... jucat cu Cristof? Da, 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 extraordinar. Pe ei a avut deținut? Da, bine deținut. Da, deținut. Mă rog, pe care i-a avut pe teren, să zici. Deci Dugarry și Ravanelli. Păi da. Mai mult de atâta... Da. Ce să-ți... Lucien, ții minte, că erau niște jucători extraordinari. Dar, deci, mă încercase acolo pe postul de fundaș stânga și îl aveam pe Bello în spate. Deci aveam un dublaj cum trebuie. A fost o experiență incredibilă. În perioada aceea, da, era o atmosferă incredibilă în cadrul echipei. Țin minte că veneam cu o oră jumate înainte de antrenament doar ca să văd și să asist la glumele lor, la gesturile lor, la ceea ce vorbeam. Dar ai găsit loc în vestiar sau ai fost pe calorifer? Nu, am găsit. Nu, m-au primit. Cu din astea, cu Botescu? Nu. N-ai citit ziare, nu ți-au pus în pantofi nimic? Nu. Dar te-a luat cineva sub aripă? Adică, bă, uite, a venit un copil? Ilie. Ilie Dumitrescu, da, m-a ținut așa aproape de el. Erai liniștit sau nebunatic? Nu, foarte liniștit. Liniștit? Da, poate prea liniștit. Și asta te-a ajutat? Cred că m-a ajutat pentru că am rămas liniștit pe parcursul carierei și cred că de asta are nevoie un fotbalist. Indiferent de mediul în care intră și de succesul pe care îl are, să rămână liniștit și Ilie concentrat. Îți spunea din asta, adică la fel cu Pane, cu astea te certa prin cameră? Adică... Sfaturile astea de la... Îmi dădea multe sfaturi, da, m-a luat cu el. Odată ții minte că am avut o problemă cu o gleznă și m-a dus la Le Club. Era un... Nu cred! Aici, da, și... Da. E al lui Dani azi. Da. Vine al lui Dani, Oțil. Și mi-a zis, hai, uite, ai venit. Nu mai călca, m-a pus să not, să fac cu gleznă. Mă rog, avea metodele. Bazinul ăla de jos? Da, acolo te-a dus? Da. Mergeam la restaurant, ne îmbrăcam frumos. Vezi, altceva. Un alt fel de botez, să zicem. Da. Deci îți dădea sfaturi pe haine. Da. Vezi, altceva. Într-adevăr. Tu ai luat pe cineva sub aripă? Ai găsit vreun copil din ăsta? Eu l-am luat pe Mihăiță sub aripă când am venit la Steaua, deși eu îl găsisem la Steaua, pentru că eu fusesem împrumutat. Însă, când m-am întors, el deja venise de la Oradea și ne-am apropiat foarte mult. Eu fiind mai mare decât el, am încercat să-l protejez cât foarte am tăi. Putut. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!